Păi vă spun, pentru tot ce s-a întâmplat în Timișoara și cred că ați dedus aici teama, mă rog, puterii comuniste față de un focar, să declanșeze un focar aici și în jurul studenților. E bine, condamnarea cea mai mare a noastră a fost de 8 ani. În 58, mulți dintre cei care în 56 doar au vorbit unei cu alții că ce bine ar fi fost, dar cu tare sau cu tare, fără să aibă nimic ieșit din comun sau organizat, au luat pedepse de 15-20 de ani. Deci, cu asta, Gheorghiu Deja a vrut să demonstreze lui Hrușov că el este stăpân aici și că nimic nu se va mișca, chiar dacă trupele sovietice au părăsit România. Bun, bineînțeles că tot atunci, după 57-58, a fost închisorile, în special s-au umplut de țărane care s-au opus colectivizării și alte. Aș vrea să ne întoarcem puțin la momentul arestării dumneavoastră. Câte zile ați stat la Becșkerek? Eu n-am stat nicio zi la Becșkerek, pentru că m-a arestat în seara aceea. Vă spun că după, așa, pe la ora 20, când se terminaseră, mă rog, discuțiile noastre acolo, că trebuia să avem un sfârșit de dezbatere, așteptând ca peste câteva zile să vină răspunsul de la București, să dea un răspuns la cererile noastre, a venit securitatea, colonelul Negrea, care era șeful securității, și ne-a luat din cămin și ne-a dus din nou pe toți în cantina, unde avusese loc această întâlnire. Și a spus, din acest moment, sunteți la dispoziția noastră, nu mai aveți voie să spuneți nimic, până acum ați vorbit voi, acum vorbim noi, așa să iasă în față cei care au vorbit. Păi eu, care luasem primul cuvântul și care am îndemnat studenții să aibă curajul să spună doleanțele, eram sigur că sunt pe listă, pentru că printre activiștii de acolo erau și de aia care notau toate treburile astea. Am făcut un pas în față, colegii trăgeau de mine, nu fi prost, ce te dai pe mâna lor și așa mai departe. Până la urmă a citit lista și normal că eram primul pe listă și încă vreo 8 nume, dar vă rog să credeți că acolo au vorbit zeci de studenți, dar nu-i mai cunoșteau ceilalți, adică cei care notau, pentru că erau și de la alte facultăți, numai de la mecanică, și în felul ăsta unii au scăpat, dar n-au scăpat definitiv, că i-a dus la Becșkerek. La Becșkerek au stat timp de o săptămână și de acolo a mai fost desprins un lot de 23 de studenți considerați că ar fi avut legături cu organizarea. În felul ăsta s-au făcut cele două loturi. Primul de 8 studenți care a fost în 16 iulie deja noi am fost condamnați. Ori în situații de acest fel, altădată anchetele durau luni și ani de zile ca să descopere rețele și să inventeze tot felul de scenarii, cum era atunci, dar pe noi ne-a judecat imediat, tocmai ca să dea un exemplu pentru ceilalți să se potolească pe studenți, să le intre mintea în cap, că uite ce au pățit ăștia și același lucru vă așteaptă și pe voi. Cam așa erau, cam asta a fost situația, de-aia n-am fost în Becșkerek, dar sigur că după aceea am aflat tot ce s-a petrecut și acolo. Și dumneavoastră n-ați mai fost eliberat nici provizoriu? Nu, bineînțeles, decât în 63, când au apărut primele decrete de grațiere, în 63-64, practic, au fost scoși din închisoare toți deținuții politici, indiferent de pedeapsa care mai aveau de executat. A fost un context internațional, interesele României care pornise un program de industrializare puternic și care avea nevoie de bani din afară și în felul ăsta s-a făcut acest târg cu Partidul Comunist de eliberare a deținuților. Dar au mai fost deținuți politici și după 64, dar nu numărul imens care a fost până atunci. Păi, acum să știți că se fac tot felul de cercetări, se descopere tot felul de lucruri. Dimensiunea genocidului, sau cum vreți să o numim, este impresionantă. Deci, când s-a spus că au fost 2 milioane de oameni care au trecut prin astfel de experiențe,
nu-i departe numărul, pentru că, să nu ne uităm, pentru că au fost și alte forme, nu numai închisoarea. 44.000 de bănățeni în ziua de Rusale, în 51, au fost ridicați și aruncați în Bărăgan. Înainte de asta, 7.000 proprietari de pământ, mă rog, au fost chiar, cum să spun, în preziua în care s-a hotărât în Comitetul Central colectivizarea agriculturii, au și dat exemplu că au pe ce să facă colectivizarea, că au trimis în domiciliu obligatoriu 7.000 de mari proprietari de pământ și cu pământul lor s-au început să se facă iasurile, să facă gospodăriile agricole și așa mai departe. Nu mai spun că în perioada aceasta au fost și niște răscoale țărănești în toată țara. Numai în județul Arad și Bihor au fost împușcați la marginea drumului, 14 în Arad, în județul Arad și 16 în județul Bihor. Sau pentru că s-au răsculat împotriva cotelor aberante. Ei bine, în urma acestor, mă rog, represalii, familiile celor care au fost implicați în treaba asta au fost deportați, pământurile lor au fost la dispoziția celor care au vrut să înceapă colectivizarea agriculturii. Cam așa se ducea politica atunci. Orice măsură din asta trebuia să aibă în spate ceva ilegal. Din punctul lor de vedere, totul era conform celului lor de a face, aduce fericirea și epoca de aur, epoca de aur în România. Acum, apropo de epoca de aur, ca să trecem și la o chestie mai așa, mai specială. Într-o zi am trecut prin piața Dacia, căutam ceva produse pe acolo și la un moment dat, vis-a-vis de Dacia, te văd o firmă acolo, Epoca de Aur, mezeluri. Epoca de Aur, acum am crezut că e o glumă, dar când m-am uitat pe geam, am văzut tema veche cu spicele, cu asta, și în mijloc tot felul de bunătăți. Bun. Și atunci am intrat și am întrebat, dar dumneavoastră, de unde e firma asta? Cine-s proprietare? Păi nu știm, noi suntem vânzători aici. Bun. Dar dumneavoastră știți că atunci când a fost Epoca de Aur nu se găsea nimic din astea? Păi nu știm. Dar bun, cum adică? Ați trăit bine atunci? Era, da, sigur, a fost tot ce... Bun, dar am întrebat pe una mai tânără, dar câți ani aveai dumneata atunci? 3 ani. Vă dați seama cu Epoca de Aur și cu bunătățile și cu toate de atunci. Dacă mai vrea să intervină cineva? După ce ați fost eliberat, cum ați simțit că s-a comportat sistemul? Bănuiesc că nu v-a uitat. În primul rând vreau să vă spun următorul lucru, că nu știu dacă puteți înțelege. Acolo, cu tot infernul închisorilor, era o atmosferă de solidaritate și o speranță nebună că lucrurile nu pot să dureze la infinit și că noi vom ieși de acolo oarecum în triumf. Așa. Era probabil și o stare opțioză din asta, de aproape de nebunie. Ce să mai... Trebuie să spui speranța aceea. Avea credința, speranța în Dumnezeu, speranța nu știu ce. Bun. Să știți că am avut un șoc când am ieșit afară și când am văzut că lumea e nepăsătoare. Că mai ales atunci, în 63-64, după treaba asta, a fost o perioadă mai prosperă. Se găseau lucruri de suficient, era mai nu știu ce, care s-a prostit de tot mai târziu. Dar a fost. Și, bun... Asta a fost un prim răspuns la treaba asta. Sigur că toți eram urmăriți în continuare, iar faptul că eram în anul 5 de facultate, deci eram aproape de finalizarea studiilor, a trebuit să aștept 11 ani ca în 68 abia să pot să-mi iau diploma.
Iar în perioada aceea am muncit și noi pe unde am putut. Muncitor, eu am lucrat la uzina de vagoane, fiind din județul Arad, și am muncit, la început muncitor, după aceea, având niște colegi care erau ingineri pe acolo din generația mea, m-au numit maestru și cam așa mergeau treburile. Dar dosarele noastre de la securitate spun clar cum erau. Peste tot eram urmăriți, eram supravegheați, eram încondeiați și, cum să vă spun, mai depindea și în ce context, cum mai erai, în ce colectiv aveai șansa să ajungi. Eu am avut parte de doi directori mai târziu care, mă rog, apreciind și modul în care îmi făceam treaba, mă apărau și îmi spuneau de multe ori, vedeți, că iar a venit ăla să întrebe, dar cât îs eu aici să nu-ți faci probleme? Alții n-au avut șansa asta și chemau mereu să dea cu subsemnatul pe la securitate. Deci n-am fost liniștiți, nici iar în ce privește și mă privește și alții, nu puteam avea șanse la promovări profesionale, că politice era sub demnitatea noastră să acceptăm, chiar dacă ar fi vrut ei. Dar nici ei nu doreau, dar nici noi nu urmăream ascensiuni politice. Dar profesional e normal că dacă îți făceai treaba și erai capabil, ar fi sperat unii să fie mai luați în seamă. Lucrul ăsta nu prea era în optica lor. Mai luăm încă una sau două întrebări, da? Și eu sunt deosebit de impresionat de interes și mă așteptam la, ca să fiu sincer, că, mă rog, nu știam care este sistemul acesta, interesul dumneavoastră pentru probleme de genul ăsta, dar sunt mulțumit, așa că aștept și alte. Bună seara! Care a fost atitudinea cadrelor universitare? Au intervenit în mișcare? N-au intervenit? Au susținut? N-au susținut? Dacă ne-au susținut pe noi, atunci? Da. Dacă au existat cadre care au susținut mișcarea? Da. Da, numai că și ei au avut, parte de anumite represalii, să zic așa. Deci au fost unii dați afară din facultate, în special cei mai tineri. Că acum să vă spun, eu nu știu dacă pentru dumneavoastră niște nume așa mai din dascălii vechi ai politehnice, dacă vorbesc de Baconi sau de Alaci sau de nu știu ce, ăștia erau deja la vârsta pensionării, oameni cu pregătire prin străinătate, prin nu știu ce, nu îi puteau obliga să intre în partid sau să le oblige la treburi din astea. Dar cei mai tineri, care erau mai aproape de vârsta noastră, normal că și ei au simțit alături de noi și ăștia, unii dintre ei și-au pierdut cariera universitară, că i-a înlăturat de la catedre. În alte facultăți, chiar și profesori au fost înlăturați, dar s-au aplicat sancțiuni destul de severe pe linie de partid, mă rog, cu voturi de blam, cu avertismente, cu treburi de astea, și a fost trimisă, eu am aici și documentul prin care s-a trimis de la București o echipă în frunte cu Verdeț și cu alți șefi de secții din Comitetul Central, în centru universitar, și care au luat facultate de facultate la mână, să zic așa, și analize peste analize să găsească vinovății în rândul cadrelor didactice, pentru că, vezi, Doamne, nu s-a ocupat de pregătirea noastră politică. Acum, ce să vă spun? Printre revendicările noastre de atunci, unele au făcut vâlvă, deși ele erau minore. Studenții au cerut retragerea limbii ruse din învățământ, studenții au cerut renunțarea la marxism, la nu știu ce, sau ce și așa, dar astea erau colaterale, erau minore. Când spuneai retragerea trupelor sovietice, asta era, cum să spun, cel care era condamnarea numărul unu, sau relații economice cu toate țările, sau renunțarea la cultul personalității, libertatea cuvântului, a presei și așa mai departe. Lucrurile astea
erau deranjante pentru ei. Că am cerut limba rusă sau nu, asta unii le-au reținut. Că studenții de atunci au cerut retragerea limbii ruse. A fost și lucrul acesta, dar n-a fost pe primul plan. Bună seara, vă spun și eu. Cornel Seracin este numele meu. Domnule Stanca, eu am mai ascultat de multe ori ceea ce ați declarat dumneavoastră în legătură cu acest eveniment, 1956. Aș dori acum să vă felicit pentru ceea ce ați făcut atunci, pentru curajul de care ați dat dovadă și să vă adresez două întrebări. Ați pomenit aici de dosarul dumneavoastră de la CNSAS. Ați văzut acest dosar? Și dacă ați văzut, aveți de gând să-l publicați și să-l dați opiniei publice? Vă mulțumesc. Eu mi-am dorit să văd dosarul. Din păcate, n-am văzut decât o parte din dosarul meu din perioada când am fost la Arad. Deci acolo este un dosar, pe perioada când am fost și am lucrat la uzina de vagoane, în care sunt menționați cei care m-au urmărit, ce declarații s-au dat despre mine, dar când am venit la Timișoara ca să continui studiile, o adresă acolo spune către direcția securității Banat, adică Timișoara, vă trimite în dosarul privind pe obiectivul cu tare, deci numele meu, cu toate astea pentru a lua în evidențe. Eu știu că am fost urmărit până la Revoluție. Știu cam și cine cam dădeau cu subsemnatul pentru mine, dar dosarul meu era în lucru. Și dumneavoastră știți că în curtea de la securitate s-au ars sute și sute de dosare care erau în lucru și ei voiau să scape de ele atunci, securiștii. Ori așa se face, pentru că am făcut multe demersuri la București să mi se caute, mai ales după ce toate dosarele, echipurile de la toate securitățile și de la toate tribunalele militare s-au depus la CNSAS, când nu pot să mă închipui, pentru că știți ce se întâmpla? Dacă unul era urmărit și la un moment dat zicea, păi nu ne mai ocupăm de el, că vezi, vede de treabă, nu, se pare că nu e periculos, nu vorbește, nu știu ce, atunci făcea o notă de închidere a dosarului. Dar până nu apărea această notă acolo, să închidă dosarul, ei te tot urmăreau. Ori la mine n-apare nicăieri o chestie din asta. Și acum mai sper că prin multele, pentru că s-au trimis... Poate mai e în lucru dosarul și acum. poate mai e în lucru și acum, da. Deci nu l-am în întregime decât părți din el, dar, mă rog, acum nu mai are importanță, chiar dacă poate mi-aș fi făcut sânge rău să găsesc acolo prieteni sau colegi de serviciu, sau că așa au descoperit mulți. Eu mai vorbesc din... Sunt nume celebre care s-au descoperit în lumea artiștilor, între scriitori, între oameni de știință, nu știu ce, mă rog, celebrități, să spun așa, care erau urmărite de unii din anturajul lor. Mă rog, asta este, așa a fost viața. Dacă mai dorește cineva să pună vreo întrebare, dacă nu... Vă mulțumim și poate mai rămânem, că așa nu suntem foarte mulți în seara aceasta. Și mai este cineva? Da? A, nu, scuze, n-am observat. V-a înfrânt atunci. Asta, nu știu cum să pun întrebarea, a fost o înfrângere? După ce s-a întâmplat că au închis evenimentul, poate nu cei care au suferit direct, că probabil... sperietura care au generat-o ei, de fapt, în sensul ăsta înfrângere, lumea, restul s-au potolit de frică sau v-au ținut minte și s-au înfuriat în șoaptă.
Deci că s-a vorbit de ce s-a întâmplat la Becherec. Acolo la Becherec a fost până la urmă aproape 2000 de studenți duși acolo de la toate cămilele studențești. Ei acolo s-au făcut o felul de presiuni. Acum, apăruse 4 noiembrie când a fost invazia rusească și s-a terminat cu Revoluția Maghiară. Sigur că studenții care mai erau încă acolo la anchete la Becherec și-au pus și ei problema. Domnule, mai merită, mai sunt speranțe, mai putem face ceva. Și probabil că au ajuns că nu se mai poate face nimic. Deci, sigur că în situația asta, ei au, ca să, cum spun, ca să aibă un prilej, un motiv să reiască, pentru că toate facultățile erau închise, deci nu mai era activitate în învățământ. Și ca să redeschidă facultățile, au spus, domnule, trebuie să găsim un mod de a scăpa noi cât mai curând, să nu interpreteze lumea că noi am fost niște, oarecum, învinși de către studenți. Și atunci i-au obligat pe studenți, dar pe bază se vede clar că au fost niște declarații tip pe care i-a pus pe studenți să se desolidarizeze de cei care au organizat treaba asta. Unii au refuzat, spre cinstea lor. Alții au zis, domnule, ori semnez, ori nu semnez, că nu are asta nicio importanță, ce e în sufletul meu este, rămâne și așa mai departe. Deci, cum să vă spun, până la urmă, toți am fost învinși. Până la, în 89, nu putem spune nimeni că am avut rezultate, că am învins regimul. Nici cei care au luptat în munți, nici cei care au fost prin închisori, nici cei care s-au manifestat într-un fel sau altul. Nu știu, probabil că la asta ați vrut să știți, cam care a fost după aceea atmosfera între studenți. Sigur că fiecare și-a urmat drumul lui. Și drumul l-am urmat și noi care am fost în închisori. Știi că se tot vorbește, ați construit socialismul. Păi dacă toți care trebuie să câștigăm o pâine, să muncim undeva, putem fi acuzați că am construit socialismul, probabil că l-am construit. Dar noi am zis că ne facem datorie față de țară, că trebuie și noi și țara într-un fel să progreseze, chiar în împrejurările de atunci. Și deci, cum să vă spun, unii dintre colegi, dar mă rog, au fost răspândiți în toată țara, mulți dintre cei care au fost închiși chiar au și murit, dintre noi mai suntem puțini în viață. Deci și-a urmat fiecare destinul, drumul lui. Dar eu cred că toți colegii din generația asta și ne întâlnim cu mulți, unii din anii mai mici pe care nu i-am cunoscut sau de la alte facultăți, care mă opresc, cu care discut și care și acum sunt, cum să spun, au în sufletul lor mulțumirea că au fost și ei acolo, prezenți. Asta e câștigul nostru, de fapt, după toată treaba asta. Da, încă o întrebare, domnule Stanca. Da. Ați vorbit aici de generația dumneavoastră. Considerați că generația dumneavoastră se încadrează în ceea ce tot ni s-a spus nouă celor tineri din 89 încoace? Generație de sacrificiu? Simțiți asta, că sunteți o generație de sacrificiu? Păi nu știu dacă putem numi generație de sacrificiu. De contră, vreau să spun că a fost o generație de excepție prin modul în care a existat această solidaritate și acest, cum să spun, acest gând parcă venit de undeva, de la Duhul Sfânt, să spunem așa, într-o asta, că toți au simțit că este vremea lor să spună ceva. Noi când am început treaba asta, am zis, domnule, cum să ne exprimăm? Unii ziceau, păi când ies muncitorii de la fabrică, să ieșim mulți acolo, 50, 100, 200, să ne vadă lumea pe acolo și să vedem care este opinia muncitorilor. Alții au spus, eu am niște colegi care sunt ofițeri pe aici, pe la unitățile astea. Și eu
Noi ne cunoaștem și știm care este atmosfera și în armată, că nu e armata chiar așa cum credem că toată, așa, și că ar trebui lua legătura cu ei, pentru că în Budapesta armata trecuse la un moment dat de partea răscuraților, nu? Dar am vins următoarea rațiune. Domnilor, întâi să ne adunăm, să vedem dacă într-adevăr putem conta unii pe alții. Dacă există această o forță între a noastră de a putea să ne să adunăm în jurul nostru, să aglomerăm în jurul nostru și populația. Și asta am vins și asta și fost, dacă nu se intervenea așa cum s-a intervenit într-o carte al lui Sitaru, Mihaela Sitaru, numită Oaza de Libertate, această sintagmă, Oaza de Libertate, mi-aparține. Că am spus atunci, pentru perioada aceea, într-un timp de 4-5 ore, a existat în atmosfera creată acolo o oază de libertate. Adică acolo atunci am putut să ne descărcăm sufletul, să spunem tot, și ce ne aparține nouă și familiilor noastre și așa mai departe. Cam. Deci, din acest punct de vedere, nu putem spune că am fost învinși. Nu ne declarăm învinși. Mă rog. Încă o problemă. Într-una din lucrările dedicate războiului rece, André Fontaine, un istoric francez, în volumul 2 sau 3 al istoriei războiului rece, relatează următoarea situație din Budapesta, din Ungaria. Atunci când, în 23 octombrie se întâmplă totul, în 23 octombrie 1956, când a avut loc acea mare manifestație împotriva comunismului. La un moment dat, relatează istoricul, a ieșit la în întâmpinarea manifestanților Imre Nagy. Și s-a adresat manifestanților prezenți la fața locului cu tovarăși, la care toată piața a început să strige: nu suntem tovarăși. Cunoașteți episodul acesta ajuns până în România, până în Timișoara? Nu, n-aș putea spune, dar n-ar fi exclus. Mă rog. Păi, tovarășul Iliescu, când a spus acolo tovarăși, n-a fost el huiduit acolo și a spus: ce tovarăși, domnule, ce tovarăși? Dar continuarea idealurilor socialismului și cu așa mai departe. Nu mai vorbim ce s-a fost și că dumneavoastră poate unii sunteți participanți la acele mișcări, ați fost în stradă, după cum am fost și noi, cei mai în vârstă, și știți care a fost atmosfera și cum... Vă mai pun eu o întrebare în încheiere și cu asta probabil că închidem seara. O să vă rog să răspundeți doar cu da sau nu. Trecând prin tot ce ați trecut, ca și consecințe a acelei mișcări pe care ați făcut atunci, ați mai repetat gestul odată? Dacă aș fi pus într-o astfel de situație sau într-una similară, din câte mă cunosc și din câte, prin ce am trecut și cum am simțit eu, toată perioada aceea și de închisoare, a zice da. Adică nu m-am considerat, am considerat întotdeauna că am fost omul care mi-am făcut datoria. Adică sentimentul datoriei împlinite, ăla a privat și nu numai la mine, a primat nu numai la mine, dar și la ceilalți deținuți din perioada aceea. Adică am gândit că așa e bine să facem, ăsta a fost gândul nostru. Sigur că să nu idealizăm tot ce a fost în închisoare. Au fost și oameni care n-au avut rezistență suficientă. Ei au mai făcut și anumite servicii, administrație, erau și în rândul nostru turnători și noi știam, îi izolam, dar marea majoritate ne încurajam unii de la alții. Noi eram post, cum să spun, printre tinerii din închisorile comuniste atunci în 56, pentru că erau deja trecuseră peste 10 ani de când începuseră deja să deschidă închisorile politice. Aveam colegi de făceau cu 7, 8, 10 ani de închisoare deja la activ și în jurul lor ne-am format și ne-am întărit și mai mult. Că am văzut dacă ei au rezistat și în ce condiții au rezistat, de ce? Și sunt în vârstă, erau oameni
cu care am fost în închisoare și de 70 de ani. Vă dați seama, erau la limita suportabilității și la fizic și psihic, poate nu, dar fizic nu mai era la limita rezistenței. Și totuși au trecut cu înțelegerea, cu înțelepciunea respectivă și de-aia vă spun, nu vreau să bravez, dar să știți că mulți dintre noi au fost întrebați și răspunsul a fost da. Răspunsul a fost da. Acum, cât de mulțumit sunt, dar cât de mulțumit sunteți și dumneavoastră care ați fost în Revoluție, dacă ce schimbările care au avut loc ne pot satisface sau nu, asta e o altă întrebare. Eu în ce mă privește, spun că nimic nu este mai de valoare și mai important pentru ființa omenească decât libertatea. Asta ne-am câștigat-o. În rest, discutabil și poate speranța care moare ultima este că totul se va schimba ceva și cu țara asta și vom ajunge și noi la ceva mai bine. Vă mulțumim foarte mult!